Filiomeni, Filiomeni, singur cu portarul 3-0 pentru Gaz Metan Mediaș, gol, minutul 88, însă cadrul își anunță candidatura, încă o dată faza, este faza care practic a pus capăt. Același Filiomeni aruncă de la margine, Ciprian Petre. Italianul Filiomeni caută poziție de centrare la colțul lung, dar Roma! Ce ocazie au ardelenii! La reluarea cu capul al lui Dan Roman, încă o dată Filiomeni, o centrare bună și... A mediașul lui Vitinho, Filiomeni își pune mingea și... Cosimo, a treia Filiomeni, reușește o nouă execuție, superb, două goluri superbe, un singur gol scris de italianul, 23 de ani până acum, în acest sezon, iată... Prinde o execuție, pune mingea pe piciorul stâng din pendulare. Și Filiomeni execută lovitura de la colț înalt în care o lovitură de cap și... Vedem încă o dată faza, centrarea lui Filiomeni. A fost o reluare cu capul și aici... Spre Ciolacu a respins Tahar. Ciprian Petre, șutul lui Ciprian Petre. Pierde în cele din urmă Voicu și poate pleca echipa medieșană pe contraatac. Filiomeni, diagonală bună pentru Buziuc. Stop pe piept al lui Buziuc, încercare de trecere. Ciprian Petre, Filiomeni, trage cu stângul, gol! Preroarea lui Ciprian Petre și șutul acestuia. Iată execuția italianului care aduce deschiderea scorului aici pe stadionul... Centrarea lui Filiomeni direct pe poartă, Straton nu se complică. Acum Buziu câștigă duelul cu Matson, Filiomeni o pasă din prima. Este o acțiune interesantă, însă greșește acesta. Filiomeni are spațiu de manevră, Lulacu aleargă în stânga, acesta îl preferă pe Cristi Todea, este un atac periculos, un șut acum lui Dan Roman. Respingă Ieșeni. Și acum Cristi Todea la marginea careului. Filiomeni pregătește să arunce mingea în careu. Centrarea lui Filiomeni cade acolo. Câțiva jucători peste poartă. Ce ocazie! A accidentat portarul Caparco la această ieșire. Da, s-a ciocnit acolo. Al celor de la CSMS Iași. Filiomeni pentru Romeo Petre. Frumoasă combinația celor doi, Filiomeni în careu, se întoarce Filiomeni, iese din careu, o centrare și apără Caparco.
A avut golul în picior italianul la această fază. În spate pentru Muntanu, talonat de Filiomeni, câștigă acest balon Filiomeni și pasă excelentă pentru Cristi Todea. Tahar este acum la minge. Filiomeni combină cu Munteanu, din nou Munteanu așteaptă centrarea. Roman trimite Munteanu, trimite greșit, recuperează acolo Filiomeni. Filiomeni și Lulacu extrem de asemănător ca stil de joc, o pasă bună în careu pentru Munteanu. Sechei sunt ceilalți jucători de câmp aflați pe lista de rezerve a lui Liviu Ciobotariu în acest moment după intrarea lui Manolo. Roman trimite peste poartă. Pleca pe contraatac. Buleică de unul singur, excelentă intervenția lui Filiomeni. Todea la mijlocul terenului, Florin Dan, mult mai retras decât în prima repriză. Filiomeni cu o pasă pentru Buziuc, bun stopul acestuia, se întoarce cu vața la poartă, trage Valentin Crețu. Din nou italianul, o pasă la Cristi Todea, urcat în atac, o recentrare a lui Todea, Florin Dan. Celor de la Gaz Metan. Un meci în care Pancu reușea o dublă, o altă dublă era semnată de Bawab pentru Gaz Metan. Acum Lulaga întâi se lasă aici avantaj, încearcă să profite Gaz Metan. Să vedem centrarea pentru Ciprian Petre. Petre reușește o preluare excelentă, continuă Petre, reușește să-l lanseze aici pe Filiomeni. Cursă extraordinară a lui Filiomeni, Filiomeni în fața golului, Bucta reușește să respingă, balonul ajunge la Tahar. Ciprian Petre. Vine și centrarea lui Petre, lovitură de cap, oh! Mingea a atins plasa laterală a lui Filiomeni, era Dan Roman. Dan Roman pentru Filiomeni, nu este offside, șutul lui Filiomeni, Veselovski! O repriză secundă extrem de frumoasă, cu multe ocazii de gol, cum a fost și aceasta. Iată-l pe Filiomeni, trage cu stângul. Stancu, Băjenaru... Pasă frumoasă lui Filiomeni din seria a doua a Ligii Secunde, din postura de lider, postură pe care însă în acest moment nu o mai are. Iată-l pe Filiomeni, gol! 2-0 pentru Gaz Metan Mediaș, Cosimo Filiomeni înscrie după o cursă senzațională. Revedem cursa de carului italian care i-a lăsat în urmă pe toți adversarii. E drept, nici ei nu i-au făcut viața prea grea. Iată, n-a fost atacat decisiv în niciun moment de când a preluat mingea. Inițial a fost... Reprimește. Acum Munteanu într-o poziție bună, Munteanu pe jos pentru Filiomeni, șut deviat și apoi respins Abrudan, 3-1. Iată șutul lui Filiomeni blocat, centrare foarte bună. Neaccia greșește. Neaccia și este posibilitate de contră pentru Gaz Metan. Cosimo Filiomeni este din nou turbo, iată-l pe Dan Roman, Dan Roman! Din nou Tahar, din primul algerianul pentru Cosimo Filiomeni, Filiomeni rezistă acolo, Filiomeni! Și repriza secundă începe entuziasmant. Foarte bine indicați, iată-l acum pe Dan Roman cu o minge pentru Cosimo Filiomeni, italianul care este golgheterul celor de la Gaz Metan. Execuția de mai devreme a lui Mitriță. Altfel, un jucător talentat, iată ce greșeală face Balaur și gol! Cosimo Filiomeni! Cristi Dulca aproape că și-a cenzurat bucuria, ce greșeală face acolo Balaur, incredibil, și nu este pentru prima oară când portarul celor de la Viitorul greșește decisiv. Să ne aducem aminte de la Gaz Metan. Reușit să rezolve simplu această fază, încearcă acum să plece pe contraatac Filiomeni, pasă în stânga spre Dan. Zecea, însă a venit eliminarea lui Helder, care a dat tot meciul peste cap, stăliștii s-au impus apoi ulterior ușor cu 3-0. Tahar, o centrare meci de la Galați este foarte important. Echipa sa vrea să puncteze la adevăr în deplasarea de la Galați. Să-l vedem pe Filiomeni, întâlnire pentru Crețu, care se lansează către poarta lui Hotoboc. Tahar, Filiomeni,
Deschide bine jocul Filiomeni pentru Ciprian Petre. Lovitura liberă, excelent bătută și la apărarea botoșanului, mai ales la mincile înalte, la centrările pe sus, o fază spectaculoasă acolo, Quentin Martino, și să vedem replica oaspeților cu italianul Roberto Romeo în marginea careului. Centrare pentru Todea, ocazie mare, gol! Confuz la centrul terenului, până la urmă o intercepție a oaspeților care pleacă din nou pe contraatac și din nou Roberto Romeo încearcă să... Margine doar un minut de prelungire. Da, partida a fost cursivă, nu au fost multe întreruperi. Stă bine Filiomeni în fața lui Muniru, a trecut și de Moroi, cere un fault acolo. Încă o dată această intrare destul de dură a lui Ionuț Rada, cam în acea zonă a terenului. E o schemă. Minge trimisă pe linia careului de 6 metri, ocazie uluitoare. Cei doi fotbaliști ai gazului să iasă așa, oricum a ieșit bine centrarea lui Cosimo Filiomeni, foarte bună, și singurel internaționalul de tineret al gazului Cristea. La Chiajna. O revenire a lui practic la Chiajna, pentru că a mai jucat la Concordia. În prima parte de a marca. Cosimo Filiomeni combina acolo cu Dan Roman, italianului îi revine mingea, pasă bună pentru Lulacu, Roman, Roman este în careu. Doar două minute să vedem contraatacul gazului, o centrare a lui Filiomeni, reluare cu capul a lui Dan Roman. Menului să vedem acțiunea gazului, o pasă lui Filiomeni în centru, același Filiomeni face intercepția și va fi lovitură liberă. Intrarea întârziată a lui Tăbăcăriu. Cu noi șefei Rapidului și a semnat un nou contract. Asta după ce la începutul sezonului a refuzat minge grea pentru Bornescu. Băieții lui Ganea așteaptă asaltul Mediașului. Nederanjați însă rapidiștii. Cu Dinamo de din grupele Europa League, ocazie mare pentru Buziuc. Respinge Arlauskis. Iată aici acțiunea foarte bună a lui Filiomeni și Buziuc înțeapă mingea, însă Arlauskis este atent și evită golul al gazului. La acest capitol stau bine oaspeții. Centrează Filiomeni, a sărit Lulacu, reușește să rea gol! La prima atingere, la 3 secunde, Lulacu marchează. Naționala Albaniei, însă el nu a apucat să debuteze. Iată acolo, reușește să ia fața lui Sârgean Luchin, Ajdren Lulacu, gol în Giulești cu Rapidul, gol și în Ghencea. Mediașul este periculoasă pentru că are jucători rapizi, are jucători de viteză în acest moment. Dan Roman demarcat, Roman scoate Veselovski. Fundaș central și Roman să fie atât de singur. Iată-l pe Jvorț care a stat și s-a uitat la Roman cum primește.